Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou review la cheat-ul Zaped.k. Știți că acum vreo o săptămână și un pic, aproape două săptămâni, am jucat cu acest cheat în competitiv și mi-a atras puțin atenția pentru că v-am spus și în episodul trecut, este un cheat destul de interesant. Unii dintre voi ziceau că nu e așa de bun la hack versus hack, că dă rezolv la perete, pui mei. Bă, eu pe seriile astea pe care o să le mai fac cu cheat-ul ăsta o să testez și chestiile astea. Până la urmă, probabil, nu știu, eu îl consider mai mult un cheat de legit. Dacă mai vreți review-uri de genul în continuare, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Bă, fraților, știți că eu ca de obicei fac seriile alea cu premium cheat review și dacă un cheat îmi atrage atenția sau mi se pare un pic mai interesant decât celelalte, îi fac review separat și continui să mai fac episoade cu el. Ce m-a impresionat la acest cheat, având în vedere că mulți dintre voi ziceau că e paste sau ceva, eu am jucat pe acest contraul 2K Smurf cu 2 săptămâni în urmă și aparent cheat-ul a trecut peste VacWave și gândiți-vă că eu am jucat destul de mult cu acest cheat și off-camera și nu și-a luat VacBan, nu am luat absolut nimic pe contul ăsta cu el. Și de asta mi-a tras atenția și am zis că merită testat mai mult, să-l testăm în mai multe episoade, să vedem dacă ne luăm sau nu VacBan. Știți că eu sunt sincer cu voi, dacă mi-au VacBan din cauza unui cheat, vă spun. Mi-am luat VacBan din cauza multor cheat-uri, nu mai vreau să le pronunț numele acum deoarece am zis de ele în trecut și na, am zis că acest cheat merită o mică atenție, așa să mai facem video-uri cu el, pentru că mi s-a părut destul de decent și pe legit boot și pe tot. Mi se pare super șmecher și chestia asta și design-ul și faza asta aici că poți să vorbești cu oamenii pe chatbox, de exemplu, dacă vrei să, nu știu, să vorbești cu băieții aici, să le, nu știu, cu băieții care au același cheat ca tine, cu băieții care au Zaped-ul ăsta, dacă vreți să vorbiți cu ei, să-i chemați la un competitive sau ceva, le scrieți pur și simplu aici, guys, let's play in competitive, le dați codul de invitație, tăcăie, tăcă, și puteți să jucați cu ei, ceea ce mi se pare o chestie super smerge mecheră, să aveți un chatbox aici în direct în hack ca să puteți să vorbiți cu ceilalți useri ai cheat-ului. Mă rog, aici statistica asta unde vă arată câți userii cheat-ului au fost activi în un interval orar, adică nu știu, uite, la ora 2 dimineața au fost activi 60 de useri sau chestii de genul, știți, e o chestie super, super interesantă. Iar aici în dreapta aveți update-urile făcute la cheat. Uitați, pe 30 aprilie, care dacă nu mă înșel a fost fix ieri, da, azi e 1 mai, deci ieri a fost 30 aprilie, și aveți aici fix the new with static desync, optimization to able targeting, deci aveți foarte multe update-uri. Și vă zice și update-urile pe care le face, adică nu trebuie să intrați la ei pe website ca să vedeți ce update-uri s-au făcut la cheat, le vedeți direct în cheat. Go to news, probabil că vă bagă pe site-ul lor și vă zice acolo ceva, nu știu, anunțuri importante sau chestii astea. Eu nu o să fac chestia asta acum pe videoclip, că asta ar însemna să ies din CSGO, să schimb scena, etc, etc. Și asta mi se pare o chestie super, super interesantă. Ce mi-a atras mie atenția, bă băieți, legit butul. M-am uitat pe demo-urile de la meciurile pe care am jucat și chiar nu s-a rețit absolut deloc la pe matchmaking și vedeți că dă destul de bine cheat-ul. Adică uitați-vă și voi. Acum am tras eu pe lângă, bă băieți, un pârjale, un pic am venit azi acum de abia din oraș, un pic obosit, aia mai tremură ținta, dar uitați. Deci nu, efectiv dă super bine și vedeți acum care e aim-ul meu, adică la ce nivel e aim-ul meu la ora asta. Și trage destul de bine. Mamă, cât de prost pot să trag să mă bată, tata, cât de prost pot să fiu. Și da, dacă vreți să vă mai faceți serio, acum am un config luat de pe config browser, am aici configul lui End Live, dar puteți să intrați pe config browser și să vă luați efectiv ce config vreți voi. Uitați și configuri de HVH și dăm frumos download, îl avem aici și dăm load și mamă să mă bată tata cum se aude. Acum avem configul de HVH din câte puteți vedea, avem spin boot, avem de toate, ceea ce este super, super tare. O să încerc să fac HVH, uite, chiar o să țin configul ăsta în cheat și o să încerc să fac niște HVH pe matchmaking să vedem cum trage, dar vedeți că na, pe boss trage bine, bine, orice cheat trage bine pe boss. Configul ăsta de legit e, na, probabil un config nu e chiar pe stilul meu. Știți că eu când îmi fac un config de legit îl bag în blană să tragă bine, dar uite, mai sunt configuri, ia să vedem aici, legit V4, ia să-l downloadăm și pe ăsta, să vedem cum trage configul ăsta de legit. Uitați frumos load, mamă, ne-a schimbat și culoarea la cheat și rezoluția și tot, să mă bată tata. Mamă, deci vedeți ce șmecherii, ne schimba efectiv tot. Uite, omul și-a băgat și caracter de ăla și mănuși și cuțit. Deci sunt configuri super, super șmechere pe marketplace. Asta iară e un config destul de legit, nu e pe placul meu, adică mie nu-mi place. Mie îmi place cu aia când îmi bag un config să tragă ca lumea. Are FOV-ul 5, ceea ce... Silent FOV, 180, ești nebun la cap. Să mă bată tata, de ce nu merge Silent FOV-ul, băieți? E off, Silent M-ul e off. Păi de ce e off, frate meu? Always ești nebun la cap, ia să vedem aici, băieți. Băi, băiatule, ce se întâmplă aici? Ia stați un pic. First shot. Gata. Acum, stați mă băieți că trebuie să avem aici hard time să configurăm cheat-ul. Are și beam-ul, mă, de aia. Uite, să atrage și la corp de aia. Băi, stai un pic, băiatule, mă, că băgăm aici only head. Deci, vedeți, poate fi configurat în orice fel. Eu, de obicei, pe rifle joc only head, dau FOV-ul pe 2 și nu mai one tap-ul să mă bată tata. Ia uitați aici, băi, zici că-s neveu, ești nebun la cap.
ce one-tap-uri dau, deci poate fi configurată în modul, ia uitați ce bine, bine, acum eu nu vă recomand să jucați chiar așa pe competitiv, deoarece și-a revenit acum Overwatch-ul, nu prea vă recomand să jucați așa pe competitiv, dar na, dacă vreți să jucați pe servere publice și puii mei să le dați acolo la băieți, chiar ar merge șmecheria asta, adică uitați-vă și voi ce tap-uri dau, sunteți nebun la cap. Deci dau niște tapuri cu el și bă, nu mi se pare chiar așa de obvious pentru servere comunitare. Acum dacă vreți să jucați pe competitiv, eu vă recomand aici la Silent Team un FOV de 1.5 maxim, nu știu, uite, un FOV ceva de genul 1.32 vă recomand pentru matchmaking și eu zic că puteți să dați tapuri frumușele și să nu pară chiar așa de obvious. Adică vedeți, mai dă și rateuri, dar nu vă recomand să vă băgați un aimbot chiar obvious, pentru că riscați să vă luați overwatch bani, vă pierdeți contul și n-are rost. Ce mai se mare super șmecher într-un buget de nu știu cât e cheat-ul ăsta, cred că vreo 12 euro pe acolo, are și inventory changer, mă rog, și alte cheat-uri au în bugetul ăsta, dar e bine că s-au gândit băieții și la chestia asta, adică sunt multe cheat-uri în ziua de azi care costă 15 euro, 20 de euro, cum ar fi Unity și nu au inventory changer. Ăsta are inventory changer, vă puteți vedea armele de pe skin changer în inventar, ceea ce este iar o chestie super cool. Și skin changer-ul mi se pare un pic de tot hard de folosit, dar dacă vă obișnuiți că el, nu mai aveți nicio problemă, puteți să dați allow any skin, adică să vă puteți pune pe orice armă, orice skin, chiar dacă skinul ăla nu e făcut pentru arma respectivă. De exemplu, putem să ne punem M9 Bayonet Asimov. Hai să vedem. Te punem un M9 Bayonet Asimov, dacă îl și găsiți pe aici, e la S, uite pe aici, uite. Unde era, mă? Uite. M9 Bayonet Asimov, cred că nu merge, cred că o fi buguit sau chiar mergea, să-i dăm pe add. Păi ești nebun, avem M9 Bayonet Asimov, vă dați seama că skin-ul nostru arate chiar tocmai bine pentru că nu e făcut pentru arma asta, dar e super șmecher că vă puteți pune absolut orice skin. Uite, Atlas, ia să vedem cum e Atlasul ăsta. Păi ești nebun, ăsta chiar arată ok, seamănă așa cum Safari, mești cum nebunie, dar uite, chiar arată șmecher skin-ul ăsta. E un pic așa, na, că v-am zis, nu e făcut pentru arma asta, dar în fine. Bamboo Shadow, cum o fi Bamboo Shadow ăsta, ia să vedem, deci, arată ok, adică nu e buguit, chiar arată ca și cum ar fi făcut pentru cuțitul ăsta, dar nu-mi place mie skin-ul, ești nebun, e urât ca naiba. Biolic, ia să vedem. Mamă, vezi că ăsta e tank și nu-i buguit, ești nebun la cap. Bă, deci uitați-vă și voi, puteți să vă puneți orice skin pe arme, ceea ce este o chestie super, super șmecheră și nici nu-i buguit. Adică nu, chiar pare că e făcut pentru cuțitul ăsta. Deci puteți să vă customizați skin-urile în orice mod vreți voi. Puteți să vă puneți efectiv AK-47 Dragonlure. Și chiar vreau să încercăm chestia asta, chiar sunt curios cum ar arăta Dragonlure-ul pe AK-47. Hai să vedem, Dragonlure ar fi la D. Of, doamne, câte skin-uri pe care pot să le pun și trebuie să dau un jos să caut DR, trebuie să fie la DR. Hai să vedem, băieți, DR, uite pe aici, Doppler, Dragonlure, AK-47 Dragonlure, bă, băieți, mamă cât de, mamă, arată un pic bucuit. Hai să vedem alt skin, Dragon Tattoo ăsta ar trebui să arate șmecher. No, nu Dragon Tattoo, stai că nu mai știu care era, Duct Tape, cum dracu o fi Duct Tape-ul ăsta? Ăsta n-arată nici cum, ești nebun la cap, nu Duct Tape, Eclipse atunci? Băi, nu mai arată skin-urile, ești nebun la cap, what's happening, guys? Bine, eu stai așa un pic să mă mut eu la Tero. Ah, îs la Tero. Păi și de ce nu mai arată skin-urile, John-ule? Ia să vedem, Elite 1.6. Ba, uite, unele skin-uri probabil că nu le arată, probabil că habar n-am zbuguite, nu știu care e faza. Mamă, cum arată asta, nici cum nu arată. Dar deși, bă, chiar arată un pic șmecher, ca și cum ar fi acolo ruginit pe deasupra și așa colorat pe încărcături și alea, dar parcă nu știu, arată și bine, dar și rău în același timp. Nu știu, ziceți și voi în comentarii. În afară de funcțiile astea, nu știu ce să vă zic, mai are config browser-i bine care, pentru că poți să-ți cauți aici efectiv orice config, deci nu trebuie să intri la ei pe website, să intri pe forum, să-ți downloadezi un config anume, are aici toate configurile de care ai nevoie și poți să le downloadezi direct din hack. Aici la setări puteți să vă schimbați asta de pe care vreți să vă deschideți meniu, cum ar fi... Numai dacă nu mai vreți să-l deschideți de pe insert, puteți să-l deschideți de pe home sau de pe orice altă tastă. Volumul aici, menu sound, probabil când dați click pe chestii să se audă sunete sau nu știu exact ce menu sound ăsta sau probabil, habar n-am, nu știu, foarte multe chestii și nu le-am descoperit. Puteți să activați rainbow și nu știu cum îl activez ca să se, gen, să se facă menu în toate culorile, dar chiar nu știu cum se activează, că ar trebui să aibă un buton de activare. Menu fade, menu fade aici dacă îl închideți sau nu știu, când dați așa. Chiar habar n-am, cred, nu știu mă frate, sunt foarte, foarte multe chestii puse și mai avem o chestie super smecheră, mare citul ăsta super smecheră, o chestie custom background, adică vă puteți pune un background la acest cita, vă apare aici și unde trebuie să vă puneți, în ce, în zept și backgrounds. Mi-aș pune acum un background, dar hai să vedem dacă am vreo poză pe care aș putea să mi-o pun pe fundal, numai un pic, bă băieți. Gata, bă băieți, mi-am pus un background și acum cum îl pun? Custom background enable. Oh, bă băieți, ia uitați ce șmecherie, mi-am pus thumbnail-ul de la live ca background pe Zep. Ceea ce este super, super șmecher. Puteți să vă puneți, nu știu, un background, poză cu voi, dacă vreți să apariți acolo să vă vedeți de fiecare dată când dați insert să vă vedeți în oglindă. Sau nu știu, puteți să vă puneți o poză cu o mașină care vă place, cu orice, absolut orice, puteți să vă puneți orice poză aici pe fundal. Bine, poza asta e în calitate slabă, de aia se vede așa, adică poza în sine e în calitate slabă. Voi puteți să vă puneți poze calitative și să se vadă super, super șmecher. Și avem pozele, adică avem poza asta oriunde, ceea ce mi se pare o chestie super
super, super cool ca să poți să-ți costumizezi așa meniul de la cheat în multe feluri. Vedeți că și culoarea poate fi schimbată la modul că, mamă, să mă bat tata, nu mai văd nimic pe aici. Puteți să vă schimbați și culoarea la meniu, uite, accent, puteți să vă puneți ce culoare vreți voi, nu știu, hai să-l facem tot pe roșu, pentru că roșu se potrivește cu chestia asta de aici unde apare live. Și deci extrem de urte și background, cred că asta e chestia de... Oh, fii atent! Când ia brightness, băi, ești nebun la cap, uite, când vă porniți cheat-ul să se vadă background-ul așa mai șmecher, eu cred că o să las pe brightness cam așa ca să văd și pe fundal ceva. Totuși, pe aici nu știu ce ar mai fi, ăsta main-ul cred că ar fi bara aia de sus, brightness, da, main-ul e bara aia de sus și toate chestiile astea de la spectatorul, pui mea, cred că cele mai bine să le lași negre, că arată ca naiba în culoarea cheat-ului să vă apară și ăsta, sau nu știu ce să zic, nu știu, asta depinde fix de voi, fix de plăcerea fiecăruia, cum vă place vouă, gusturile nu se discută, eu oricum după videoclip o să-mi costumizez cheat-ul să arate super șmecher, pentru că v-am spus, o să mai filmez episoade pe viitor cu el și chiar aș vrea să-mi arate cheat-ul super șmecher, așa să fie așa cool, când dai insert, ai un orgasm instant, ești nebun la cap, chiar arată super șmecher, asta cu Rainbow, nu știu exact cum funcționează. Zept user alerts, probabil că asta Zept user alerts va apare când sunt alți jucători în meci cu voi care folosesc cheat-ul acesta Zept. Menu sound încă nu l-am descoperit, connectivity alerts nu știu ce e, probabil că face el ceva, dar chiar nu știu, ceva de conectivitate în orice caz. La misc avem ce are orice cheat la misc, avem și movement, by the way, deci dacă știți cheat-ul ăla Getrek, care efectiv făcea fazele alea de movement nebune, de sărea pe chestii, de făcea chestiile alea la Zan, super șmechere, puteți să faceți și chestii de astea cu cheat-ul ăsta, dar eu nu am nicio înregistrare aici ca să vă pot demonstra, dar înregistrările probabil că se pot lua de pe forum, văd că nu are niciun browser aici sau ceva, mă rog, astea sunt mai diferit, sunt mai complicat de băgat. Probabil că sunt pe forum puse de la user sau chestii de astea. Block, bot, astea, cred că, nu știu, astea de trolling, door spam, asta dacă vrei să-ți spameze ușa sau ceva de genul, să deschizi în continuu ușa și să o închizi la bloodor-ul de pe cache. Block, botul ăsta probabil să blocheze boții ca să, nu știu, dacă vreți, dacă aveți un match super strâns și dă unul de la voi din echipă rage și aveți nevoie să de bot, de exemplu, e un bot în viață și botul ăla dă rush în fiecare rundă și moare. Probabil cu chestia asta puteți să băgați și e o chestie automată care blochează botul ăla și nu mai poate botul ăla să fugă și atunci spinnerul din match poate să, dacă moare, poate să joace ca botul. Așa, ca botul, așa, în rest, nu știu ce să vă mai explic. Bă, băieți, dacă inerși astea, știți toată lumea ce îs. Jump stat, asta probabil e chestia aia de ți apare acit info. Băi, nu știu mă ce, ia să-mi un pic, că mi-a apărut o chestie parcă când am activat. Sau chiar nu știu ce, mă, sunt extrem de multe chestii, bă, băieți, enorm de multe chestii. Slow walk ăsta, știți și voi ce, îl punem pe alt. Și asta e să mergeți extrem de încet când vreți să dați pic, dar aparent mie nu merge deloc. A, trebuie să băgați și cât la sută. Uitați, merge foarte încet când vreți să dați un pic sau ceva și aveți rage botul. Să vă mișcați extrem de încet, că voi dacă vreți să dați pic cu shift-ul, vedeți, se mișcă destul de rapid caracterul și atunci cel de la echipa adversă care stă camp pe voi poate avea un avantaj dacă voi vă mișcați așa de repede. Vedeți că gloanțele nu se duc chiar unde tragi, deci uitați, vedeți? Da, cu slow walk, dacă vă mișcați, gloanțele se duc cam acolo unde trageți. Vedeți? Deci se duce fix acolo. Dacă vă mișcați cu shift-ul, gloanțele mai ricoșează așa în stânga, dreapta, n-au treabă. Dar dacă vă duceți cu slow walk-ul, gloanțele se duc exact acolo unde trageți și așa dacă vreți să-i dați un pic la un inamic, vă duceți cu slow walk-ul și bam, one tap, băieți. În rest chiar nu știu ce să vă mai zic ce are acest cheat. Backtrack ca de obicei pentru legit, cred că backtrack-ul se găsește la legit, dacă nu mă înșel. Chiar nu știu, mama, mi-am făcut meniu de nu mai văd nimic. A, uite, are și legit anti-aim, ceea ce este super șmecheră chestia asta. Adică sunt multe cheat-uri la bugetul ăsta care n-au legit anti-aim. Deci ce ăsta are, o chestie super șmecheră. Max ping, asta probabil fake ping. A, nu, ăsta e la legit anti-aim ping-ul. În rest chiar nu știu, are foarte, foarte multe funcții și le puteți descoperi și la ei pe forum, pentru că acolo la ei pe forum, dacă nu mă șel, este o secțiune unde vă arată efectiv fiecare opțiune de la cheat și este explicată amănunțit. Acum ce vă zic eu aici pe video ăsta chiar e ceva așa făcut pe repezeală, pentru că n-am cum în 20 de minute cât fac eu un review să vă explic absolut, să vă enumăr fiecare opțiune, să vă arăt ce face, tăcât că ar fi un review de 2 ore și n-ar avea rost. Eu aici vă prezint cheat-ul în mare, vă zic dacă merită sau nu, din punct de vedere al setărilor vă zic că chiar merită. Acum să vedem și din punct de vedere al detectării. Băieții mi-au spus, adică mai am prieteni care au jucat cu Zapped ăsta și mi-au spus că ei nu și-au luat Vacban. Acum să vedem, nu știu, peste ultimul Vacwave de acum câteva zile aparent a trecut, adică și-au luat foarte, foarte mulți user ban. Aparent acest cheat a trecut pentru că eu v-am spus pe contul ăsta Raul 2 ca Smurf, care are 4 inuri, am jucat pe el vreo 2-3 meciuri, am mai jucat și pe alt cont vreo 4-5 meciuri și am jucat destul de mult pe acest cont cu cheat-ul acesta și încă n-am Vacban. Oricum o să facem o serie și cu acest cheat ca să-l testăm mai mult, pentru că v-am spus, cheat-urile care mi-atrag atenția, le atrag și eu atenția, zic așa, adică le dau și eu lor atenție, mai joc cu ele, mai fac un HVH și pui mei, depinde ce poate cheat-ul, bă, dați seama că acesta probabil nu o fi un cheat 100% de HVH, deci nu știu, o să rămână de testat chestia asta, o să încerc să intru pe serverele de HVH, deși nu știu dacă chiar acolo ar fi locul potrivit, având în vedere că toți acolo au Neverless și Skid. O să văd, mai fac un HVH pe matchmaking frumos, așa ca la carte. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest review, nu uitați, aveți linkul de download de la cheat în descriere, mă rog, linkul de download, linkul de unde puteți cumpăra cheat-ul, dacă nu mă înșel, este, nu știu, pe un pic peste
10 euro pe lună. Chiar nu știu, Eza, nu m-am uitat acum înainte să filmez. Oricum nu este de un buget extrem de mare. Dacă vă place ceea ce face și vă atrați și vă atenția, puteți să intrați acolo în descriere să vă uitați. Dacă nu vă place, nu este nicio problemă. Vă zic sincer, am foarte, foarte multe cituri la care trebuie să le fac acum review și o să vină enorm de multe review-uri. Puteți, dacă nu sunteți siguri pe citul ăsta, să mai așteptați câteva zile să apară încet încet review-urile la cit și să vedeți care este părerea mea despre fiecare cit și atunci o să vă puteți decide pe care să vi-l achiziționați. Sper că v-a plăcut acest review, bă băieți, nu uitați acolo să dați un like, neapărat, pentru că YouTube în ultima vreme nu prea m-a mai băgat la recomandate, pentru că algoritmul ăsta de la YouTube e super, super dubios și la fiecare, până și la cheat, până și la video ăsta o să-mi iau demonetizare și automat, dacă tu îți iei demonetizare la videoclip, nu ți-l mai bagă YouTube-ul la recomandate, aia înseamnă un număr foarte, foarte mic de like-uri, de vizualizări și n-am ce să fac. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest review, nu uitați să dați și voi acolo un like, un subscribe și un share unde vezi voi și ne vedem data viitoare. Salut!